Zilele acestea, profesorul Patrick de Derek, din Australia, de la Universitatea de Stat din Australia, vizitează România. În cursul acestei vizite, dânsul pășește pe urmele cercetătorului Emil Racoviță, care, vizitând ghețarul Scărișoara, cu peste 100 de ani în urmă, în 1921, a fost impresionat de extraordinarul bloc de gheață care este adăpostit în această peșteră. La 100 de ani de la această vizită a lui Emil Racoviță, cercetătorii au dovedit faptul că este atât cel mai vechi, cât și cel mai mare bloc de gheață subterană din lume. El are peste 120.000 de metri cubi și o vechime de peste 10.500 de ani. Aceste cercetări au fost făcute de profesor dr. Bogdan Onac de la Universitatea South Florida din Statele Unite împreună cu cercetători din România, respectiv Aurel Perșoiu de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj. Emil Racoviță este fondatorul primului institut de speologie din Cluj, fondat pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai în 1920 și este de asemenea, prin scrierea lucrării în 1907, eseisurile Problem biospeleologic, considerat părintele biospeologiei ca și știință. Fundația Racoviță, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul pentru Studiu al vieții în condiții extreme, au făcut această invitație profesorului Patrick de Derek, care, în cadrul vizitei în România, a ținut o prelegere la Cluj despre expediția Belgica și implicarea cercetătorului, adică biologului, naturalistului acestei expediții, care a fost Emil Racoviță. Practic, pășind pe urmele marelui savant, acest profesor dorește să scrie o carte despre Emil Racoviță. A fost foarte frumos, senzațional. Am luat câteva suveniruri. După traseu, da, trebuie. Așa. Și ce v-a plăcut? Da, ne-a plăcut. Este absolut senzațional și e greu de pus în cuvinte. Nu mă așteptam să fie atât de desprins de realitatea cotidiană, cumva. E totul altceva. Da, e un loc mai sălbatic decât îmi imaginam. Și sincer să fiu, intrarea mi s-a părut spectaculoasă. M-am simțit ca la Canionul Șapte Scări, unde am avut un atac de panică, dar acum trebuie să fiu curajoasă pentru copii, să-i inspir pe ei. Ție ce ți-a părut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut ciuciui care ieșeau din tavan. Mie mi-a plăcut foarte mult ghețarul dintr-un anume motiv. Am văzut un val foarte mare. V-a plăcut ghețarul? Da, mi-a plăcut așa, da, că... Da. Și ce v-a plăcut cel mai mult la ghețar? Mi-a plăcut ghețarii. Ghețarii, cum sunt lungi. Sunt lungi, sunt mari. Da, și... Practic, cum e ghețarii, îi mai cad afară înăuntru iar, cumva. Și văd că nu s-a topit. Nu s-a topit așa. Mm-hmm. Da. Da, frumos. Așa, ce ți-a plăcut la ghețar? Mi-a plăcut formația și a fost foarte fain. Ai spune colegilor să vină să viziteze sau prietenilor? Da, aș zice să vină că e foarte fain. A fost bine, numai că mi-a fost frică. De ce ți-a fost frică? Că aș fi putut aluneca sau că o bucată din de gheață s-ar putea desprinde și cădea. Dar în principiu podețele alea nu sunt stabile, recente, da, sunt deci foarte nu stabile, nu am văzut, sunt stabile, n-au fost rezistente. Da, dar peisaj așa, ce ți-a plăcut din ghețar? Mi-a plăcut peisajul și forma, cum au înghețat ei. A invita alți prieteni de-ai tăi sau cunoștințe să vină să viziteze ghețarul? Da, i-aș invita, pentru că e o experiență unică, deosebită și merită văzut.